Ceea ce ne urmărește este în primul rând pasiunea pentru unul dintre cele mai frumoase sporturi, sport datorat acestor păsări minunate, care pe lângă frumusețea și gângășia lor au o forță și un curaj demn de invidiat. Porumbeii sunt unele dintre cele mai frumoase ființe de pe pământ. Însetate și flămânde, zboară neîncetat, având în cap un singur lucru, de a ajunge la casa lor pentru a-și vedea puii, perechea, de ce nu și stăpânul. Noi înșine am putea învăța multe din curajul și loialitatea lor. Să fim mai buni, mai demni și mai înțelepți. Mă simt onorat să adresez felicitările mele tuturor porumbofilor care în această seară vor fi laureați, tuturor acelora care îndrăgesc acest sport și nu în ultimul rând familiilor lor, care tot timpul sunt alături de ei. Vă urez tuturor distracție frumoasă și un an 2013 cât mai bun. Vă mulțumesc! Și acum începe festivitatea de premieră. Vreau să vă informez că printre noi se află pentru prima dată în România președintele Federației Ungare, domnul István Bárdos. Vă rog să aplaudați pentru domnul István Bárdos, președintele Comisiei Sportive la FCI și președintele Federației Ungare. Pe domnul Bárdos îl invităm aici. Avem onoarea și deosebită plăcere de a-l prezenta pe domnul István Bárdos, președintele Federației Ungariei și unul dintre cei mai importanți membri în Comitetul FCI. Și vrea să vă mâneze un mic
cadou din partea Federației Ungare și sper să fie prietenia să fie cât mai puternică între cele două țări și între columbofilii din celor două țări. Mulțumim frumos domnului Ivan Badoș și din partea Federației Crescătorilor de Bordul Corbeii din România îi oferim o plachetă în amintirea expoziției pe care a vizitat-o astăzi. Mulțumim frumos încă o dată și este prietenul nostru cel mai bun din Europa. Domnul Ghica,
Olimpica pentru dumneavoastră a fost o surpriză, că nu știați, mulțumim că ați fost prezent și noi vă oferim din partea Federației o plachetă în onoarea dumneavoastră și pentru tot ce ați făcut pentru sportul, dezvoltarea sportului pe motiv din România. Vă mulțumesc! Mulțumesc și a toți, special la tinerii acesta care reprezintă viitorul. Ca să parafrazez urmare o știință actuală, o țară, un popor care nu are un trecut, nu va avea niciun viitor. Că Ungheria română are un trecut și va avea un viitor strălucit. La mulți ani! Mulțumim domnul Ridica, să-i urăm mulți ani înainte.